Ziua a patra a vacanței noastre din Creta, în prima parte a zilei, o să vizităm stațiunea Platanias, iar apoi o să revenim în orașul unde avem cazarea, adică în Hania, și o să-l explorăm. Bună dimineața! Am ajuns în Platanias. Planul nostru, de fapt, astăzi era să mergem în Balos, dar, din păcate, vremea nu ne lasă, iar bărcile nu funcționează. Așa că am ales această stațiune. Până aici, din Hania, am ajuns cu autobuzul, iar costul unui bilet este 1,90 €. Platanias, o stațiune micuță, cu foarte multe magazine pe stânga și pe dreapta. Iar în partea dreaptă, undeva este plaja. O să mergem și acolo. Nebunie totală! Foarte frumoasă această terasă. Aici avem un bananier. Am revenit în Hania. Astăzi ne vom petrece ziua aici. Aici, exact lângă cazarea noastră, avem niște situri arheologice. Hania a fost un oraș din perioada neolitică. Este punctul zero al Hanii. Față farul din Hania. Calimera. Is open? Nu. Și transformată în moschee după ce au fost cuceriți venețienii de către turci.
Această clădire este Grand Arsenal, centru mediteranean de arhitectură. Acestea sunt zidurile care apărau orașul Hania. Au fost construite de venețieni, Sabionara se numeau în italiană, care înseamnă porțile nisipului. După repetate raiduri, turcii au reușit să le dărâme practic, să cucerească orașul la 1645, dacă nu mă înșel. Ei le-au construit mult mai mici pentru a fi mai ușor de apărat. Le-au redenumit cum capii. Asta este practic tot ce a mai rămas și după bombardamentul nemților din al doilea război mondial asupra insulei Creta. Ce scoici imense! Acolo unde scrie Room to Let with the Sea View este soția mea, acolo am fost cazați. Și dacă nu era copacul acesta aici, uitați-vă ce vedere la mare avem. Aveam direct la far. Aici, pe dreapta, hoteluri super luxoase sau apartamente, mai exact. Aici rămășițele din zid rămase de la venețieni. Impresionant! Vederea noastră din cameră. Farul din Hania are o înălțime de peste 26 de metri. Este considerat în primele 21 faruri din lume. De asemenea, considerat o bijuterie arheologică, cel mai vechi far din Grecia, cea mai veche construcție de acest gen în Marea Mediterană.